În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Isus. Iubiți credincioși, iubiți frați, iubite surori, dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, iată-ne la pragul acesta de început de post, la pregătirea aceasta pe care Biserica ne-o face, ca noi să ne putem apropia de Sfintele Sărbători, ale suferințelor, ale batjocurilor și, în final, al strălucitei a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și așa cum spunea Cazania, trebuie și noi să ne aducem partea noastră de jerfă alături de Domnul Iisus. Domnul Iisus a plătit pentru întreaga lume. Începând de la Adam, și terminând cu ultimul om care se va naște pe acest pământ. Pentru toți a plătit prețul răscumpărării Mântuitorul. Deci prețul a plătit întreg. Tot ce trebuia plătit pentru mântuirea noastră a fost plătit. Dar acum, fiecare dintre noi când venim în lumea aceasta, trebuie să primim jertfa Lui, trebuie să alergăm cu credință la picioarele Mântuitorului, așa cum au alergat toți păcătoșii din Sfânta Evanghelie, și să primim și noi iertare personal fiecare de la Domnul și după aceea să ne luăm fiecare dintre noi crucea ca ascultare și să primim ceea ce Domnul Dumnezeu ne dă să ducem pentru mântuirea noastră. Domnul Iisus a plătit totul, dar avem și noi partea noastră de plătit, pentru că nu poți să moștenești ceva pentru care n-ai făcut nimic. Ce fel de moștenire este aceea în care te duci și n-ai mișcat un pai? Și atunci mântuirea, spune Sfântul Pavel, cu frică și cu cutremur să lucrați la voastră mântuire, pentru că e mai scumpă decât orice. Și iată, avem acum în față un prilej deosebit, șapte săptămâni, inclusiv săptămâna mare a Paștelui, de post, de rugăciune, de pregătire, de apropiere mai profundă de Dumnezeu și de cercetarea noastră a stării în care trăim noi. Spune părintele Iosif că apostii nu înseamnă numai atât, a te abține de la anumite mâncăruri. Pentru că lumea, în general, așa am ajuns ca în Vechiul Testament. Nu lua, nu gusta, nu atinge. Ai cumpărat un pachet de biscuiți, au rost, scria, urme de ou. Au ce păcat am făcut. Oare ăsta să fie păcatul? Întuitorul spune, vai de voi că strecurați în țară și înghițiți cămila. Adică mă uit pe pachetul de biscuiți că scrie urme de zer, dar sunt cu diavolul în gură toată ziua. Și atunci, ce spune Părintele Iosif Trifa? Zice, și ursul postește. Când vine iarna, ursul știți ce face, intră la hibernare. Se duce frumușel în culcușul lui și de acolo mai este decât primăvara. Dar se duce urs și se întoarce ce? Tot urs, nu schimbă firea. Și șarpele postește. Când vine iarna, când vine frigul, se bagă în pământ la căldură, că el nu are căldura lui proprie, dar când iese primăvara și vine căldura, de acolo iese tot șarpe. Tot cu același nărav, tot cu aceeași fire. Noi creștinii spunem așa, intrăm în post, ieșim din post. Bine, dar intrăm în post, într-adevăr, o perioadă mai deosebită, dar starea noastră sufletească, ea trebuie schimbată din momentul în care l-am primit pe Domnul Isus. Starea noastră, viața noastră, ea trebuie ca nașterea din nou, ca schimbarea firii noastre, nu să fim ca leu, ca ursul și ca șarpele, care după ce am ieșit din post să fim aceiași oameni. Dar, din păcate, vedeți, firea asta noastră este atât de păcătoasă, atât de legată de ceea ce înseamnă lume, că atât de greu, atât de greu își schimbă omul firea lui. Și numai unul singur să știți că ne poate schimba firea. Noi nu putem să ne schimbăm. Cât am încercat noi toate metodele care ni le dă fie filozofia, fie. Cunoștințele morale, fie diferite învățături, nu ne pot schimba decât unul singur. Capitolul 4 din Evrei: Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Numai Domnul Isus, care e cuvântul lui Dumnezeu, poate schimba o viață de om. Și gândiți-vă, cum a putut Domnul Isus, într-o clipă, să-l schimbe pe Zacheu, Zacheu care era un corupt, Zacheu care nu avea milă de nimeni nici de cea mai amărâtă femeie, îi lua ultimul bănuț care i-avea în punguță și în momentul în care se întâlnește cu Domnul Isus, Zacheu, acela răp... care atât de rapace era, atât de nemilos, spune, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva, întorc împătrit. Vedeți ce face întâlnirea cu Domnul Isus? Și atunci, dacă vrem să intrăm în post, întâi să-L primim pe Domnul Isus, că singuri va fi groaznic. Nu putem de unii singuri. Spune Evanghelia de astăzi, patru lucruri ne învață Sfântul Evanghelist Matei. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Alminter, nu veți avea răsplate de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnici în sinagoși, în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Mergem în epistola către romani, în capitolul 8, la versetul, capitolul 12 cu 8 al Sfântului Apostol Pavel, care ne învață și mai adânc cum să facem lucrul acesta și spune așa, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Spune aici Mântuitorul: Să nu vă împliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Când faci o milostenie, nu suna cu trâmbița. Nu o face de așa manieră încât să fii lăudat de oameni. De ce? Spune clar Mântuitorul: Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și atunci când vom merge înaintea lui Dumnezeu, ce să mai ne plătească Dumnezeu dacă nu ne-a luat răsplata aici? Că cineva, numai faptul că cineva te-a lăudat și a spus ferice de tine că faci milostenie. Ce om milos, ce om bun nu Mântuitorul a spus să nu știe stânga ce face dreapta ta. Mi-aduc aminte, citeam în viața fratelui Ioan Marini, un mare predicator de la oastea Domnului, a murit pe la vârsta de 47 de ani învățător, ucenic al părintelui Iosif Trifa și era în vremea aceea de foamete, anii 45-47, război, foamete, foametea mare de care se spune și omul acesta spune că toate văduvele din satul lui, în ziua de Paște, el s-a dus și le-a dus și avea nevoie. Mama lui avea nevoie în ziua de Paște de o pereche de pantofi. Și de unde de neunde a făcut rost de o pereche de pantofi. Pe vremea aceea, ne povesteau și nouă părinții noștri, se cumpăra pe cartelă, chiar și materialele de făcut, știu rochi sau altceva. A fost o perioadă grea pentru noi, pentru poporul român și a aflat că în sat mai era o văduvă care n-avea cu ce să se încalțe. Și în noaptea de Paște, până să înceapă slujba, s-a dus și a dus pe ascuns pantofii aceia lui sora aceea la ușă și mama lui s-a dus cu galoșii la înviere. Vedeți, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Cel ce face milostine să o facă cu inimă largă. Să nu faci din datorie. Asta ne învață Mântuitorul. Să nu faci din obligație. Și o care o faci pentru părinți, pentru bunici. Ce mai mulți oameni, din păcate, o fac din obligație. Că mi-a lăsat casa, că mi-a lăsat averea, că sunt dator să-i fac. Evanghelia ne învață că tot ce facem, să facem cu bucurie. Să dai cu bucurie. Gândiți-vă la văduva săracă din Evanghelia de la Luca. O vede Mântuitorul la intrarea în templu, acolo unde intrau bogații, era cutia milei, fiecare intra. Și probabil că bogații făceau de așa manieră încât atunci când intrau ei în biserică, așteptau să fie multă lume și zdrângăneau acolo banii, să uite lumea că sunetul banilor este atrăgător, nu? Și imediat întoarce omul capul și biata femeie, după ce au trecut toți oamenii să-și pună darul lor, a, a rămas la urmă, văduva săracă, e scrisă în Biblie, pe ascuns ca să nu-i vadă sărăcia cei bogați. Și avea doi fileri, doi bănuți, s-a dus acolo, s-a uitat în stânga, în dreapta, să nu o vadă nimeni, probabil că era rușine, dar atât avea ea. Și a pus acolo, dar Domnul o vede, că Domnul știe. Și spune, vedeți pe văduva aceea, adevărat vă grăiesc vouă, că ea a pus mai mult decât tot ce au pus și ei dinaintea ei. Și întrebarea, cum adică mai mult? Că i-au pus cu pungile, pentru că ea a dat tot ce avea. Era ultimii ei bănuți. Vedeți și ne învață Evanghelia când face o milostenie, nu o face în felul acesta. Să nu te duce să-L pe cineva. fă cu toată inima și cu bucurie, ca și cum l-ai îmbrăcat pe Domnul Isus, Ca și cum l-ai hrănit pe Domnul Isus. Cine a spus Evanghelia de duminica trecută? Doamne, când ai fost tu flămân și ți-am dat să mănânci? cât ați făcut unia mai micuți decât mine, mie mi-ați făcut, mie mi-ați dat să mănânc. Bucățica de pâine sau o ciocolată sau orice, orice care ai făcut milostenie, fie o vorbă bună, că să știți că și o vorbă bună este o milostenie. Pentru un om aflat în disperare, pentru un suflet aflat în cumpănă, o vorbă bună face mai mult decât o mie de lei. O vorbă bună face mai mult decât nu știu câte averi. De aceea să fim milostiv că Mântuitorul spune, fiți milostivi, precum Tatăl vostru cel din cerul milostiv este cu voi. Ci când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Toate lucrurile care le voi citi aici, așa spune Domnul, să nu te vadă oamenii, fă în ascuns și răsplata de la tatăl. Asta e cerința care o cere Dumnezeu. În ascuns, adică cum? În smerenie, în modestie. Nu ca să epatezi, ca să impresionezi lumea, pentru că de ce? Ți-ai răsplata. Și când vom merge înaintea lui Dumnezeu, ce să mai ne răsplătească Dumnezeu? Nu ți-au plătit oamenii, nu te-au proslăvit oamenii, nu ți-au mulțumit oamenii. Și dacă așteptăm răsplată de la oameni, ce răsplată să ne mai dea Dumnezeu? Apoi ne învață despre rugăciune. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Merg la psalmul 139 și acolo Dumnezeiescu psalmist spune un psalm atât de frumos, un adevăr atât de, de pătrunzător pentru cine vrea să înțeleagă și spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Că zice, du-te în odăița ta, în e ușa ta și în ascuns roagă-te tatălui tău. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști întru totul tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este, mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot cuprinde. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Du-te în odăița ta că Dumnezeu te știe. Intră în cămăruța ta, în cui ușa, care e ușa? Gândurile. În ușa ta? Lasă gândurile. Toată grija cea lumească lea o leapă pentru câteva minute și apoi spune, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău în ascuns. În ascuns în ce fel? În inima ta. Din inima ta roagă-te lui Dumnezeu. Nu, cum spune Mântuitorul, nu faceți rugăciuni ca să vă vadă lumea. Acum există două feluri de rugăciuni. Există rugăciunea particulară, și există rugăciunea comună. Rugăciunea comună este aceea care o facem noi împreună, când suntem în biserică și când cu toții ne rugăm la unison. Aceeași rugăciune se înalță din mii de inimi către același Dumnezeu, în același Duh și în aceeași putere. Și asta e rugăciunea împreună. E un foc puternic, să știți. Dacă în biserică a spus Mântuitorul așa, dacă doi, luați aminte, nu două mii, doi se vor uni pe pământ să ceară un lucru, și îl vor cere cu credință, Dumnezeu îl va da lor. Diavolul știe versetul ăsta. Și el vine la biserică și nu lasă nici măcar pe doi să se roage la fel. Unul se gândește la una, unul la alta și tot așa, că dacă ne-am rugat toți în același duh, ar ieși văpăi din tur la biserică, să știți. Pentru că acolo unde se roagă creștinii, primii creștini, apostolii Domnului, când s-au rugat că erau fraților în pușcărie, știți ce s-a întâmplat? S-a zguduit pământul. S-a cutremurat pământul unde se rugau ei. Așa, așa de puternică e rugăciunea. Dar dacă ea e făcută decât din buze, decât așa ca să fie făcută, sau cit rugăciunea, nu să citește, frații mei. Să nu confundați citanile. Am citit saltirea. Și ce ai făcut dacă ai citit saltirea? Foarte bine. Dacă ai rugat, a citi cu a te ruga nu-i totuna. A te ruga înseamnă să fii în Duh. În ascuns, Tatălui tău, să pătrunzi adânc în inima ta să simți durere pentru păcat, să-L chem pe Duhul Sfânt în viața ta, că numai Duhul Sfânt ne dă putere în rugăciune, ca să putem să-L chemăm pe Domnul Isus din toată inima noastră. Și apoi spune, și Tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. i zis care rugăciune e împlinită, aceea care pleacă dintr-o inimă curată, nu dintr-o inimă din trasa fățarnică, cum spune, făceți rugăciuni în sinagogi pe la marginile uliților să vă vadă lumea că vă rugați. Când o faci de ochii lumii, Dumnezeu nu vrea de ochii lumii, Dumnezeu nu vrea să fim superficiali, Dumnezeu nu vrea de la noi niște rugăciuni care să le împlinim ca niște pravile. Știți ce am ajuns noi acum după 2000 de ani? Chiar și postul. Ne-am întors în Vechiul Testament. Zice în Colosene Apostolul Pavel, de unde o lege ca asta? Nu lua, nu gusta, nu atinge. Am ajuns ca evrei din Vechiul Testament. Au luat atins, sau au luat nu știu ce. Frații mei, Dumnezeu ne cere întâi de toate, cum spune în Isaia 58, citiți acasă, nu vă citeți și vă rog, luați Biblia acasă, citiți capitolul 58 de la Isaia și ce strigă în gura mare. Iată postul, credeți că ăsta e postul iubit de mine? Să-și frângă omul trupul ca un pipirig, să nu mănânce o zi, două sau trei, să se aplece, dar să fie tot rău. Zice, rupe lanțurile răutății, adapă pe cel însetat, hrănește pe cel flământ, adun casa ta pe cel străin și atunci dreptul tău va răsări ca soarele la amiază. Atunci vei striga și eu voi răspunde. Iată postul plăcut mie, zice Dumnezeu. Ce cere Dumnezeu de la noi? Și cum ne coborâm noi și credem că dacă n-am mâncat șase săptămâni brânză, lapte, ouă, pește, carne, cu asta l-am îndatorat pe Dumnezeu. Nu îl îndatorăm noi pe Dumnezeu. E datoria noastră să facem aceea. Postul nu este, vedeți, încă din rai a fost spus, să nu mănânci decât din mijlocul raiului, să nu te atingi. Sunt perioade când Dumnezeu ne cere de la noi înfrânarea aceasta care e datoria noastră, nu e obligație. Dacă o facem de obligație, păi nu mă împărtășește popa dacă nu țin post. Tot din obligație ai făcut-o. Fă -o din inimă. Fă de dragul Domnului. Gândește-te așa. Doamne Iisuse, cum ai suferit Tu pentru mine? Și ai stat, Doamne, bătut în cuie. Oare n-aș putea și eu să aduc o mică jerfă? care e jerfa mea? postul pe care în să-l țin, dar așa cum cere Dumnezeu. Și apoi mai spune ceva Mântuitorul, când postiți, nu luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele să se arată oamenilor că postesc. Ce făceau fariseii? 40 de zile nu se spălau, umblau așa cum îi lăsa Dumnezeu, ne spălați cu plete, ne bărbieriți, ne și când vedeau un om ăsta postește, Păi dacă ar consta postul în așa ceva să mă sluțesc, spune Mântuitorul așa, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și aici tot așa spune, ți-ai luat răsplata. Ci tu când postești, uitați când sluși Mântuitorul ne învață, nu de la mine, Când nu aveți ce învăța de la mine, dar de la Domnul Isus avem ce? Ci tu când postești, unge capul tău și spală -s fața ta. Ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti iar în ascuns. Iar să nu știe stânga ce face dreapta. Nu te lăuda. Nu ți arăta neprihănirea și postirea ta. Arată-o înaintea lui Dumnezeu. Și ați auzit cum a spus, că ne învață biserica. Fiecare postește după măsura sănătății lui, după măsura credinței lui. Nu-i pentru toată lumea la fel. Dar important e să o faci așa cum cere Dumnezeu, cu smerenie, de dragul Domnului, de dorul mântuirii, ca să-ți împlinești datoria de suflet față de Domnul nostru Isus Hristos. Și al patrulea lucru care ne învață Evanghelia, nelipirea de bunurile pământești. Nu vă strângeți omor pe pământ. O, oh, cât de greu e! Fiecare avem câte ceva, nu? Cine n-are? Măcar o saltea de paie și un pat și tot avem, o masă și niște farfurii și tot avem ceva. Nimeni nu poate să spună, n-am nimic. Ba da, avem dar spune, nu-ți lipi inima de ele, zice așa, că le mănâncă moria și rugina, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă morile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Nu vă adunați comori pe pământ. Sfântul Pavel zice în Roman, în capitolul 2, zice, omule, tu cu nepocăința ta îți adun o comoară de mânie pentru ziua judecății lui Dumnezeu. Fiecare om își adună comoara care vrea el. Unii își adună comori crezând că lucrurile acestea îl vor izbăvi. Și comorile, să știți că nu sunt numai aur, argint, banii, pământuri, uneori sunt copiii, în care omul investește și crede că sunt Dumnezei. Și din pricina copiilor, omul face din el zeu. Și cea mai mare greșeală este atunci când omul își face din copiii lui Dumnezei. Scriptura spune să n-ai idoli, să nu iubești nimic mai mult decât pe Dumnezeu nici mamă, nici tată, nici copil, că cine nu va urâ pe mama lui și pe tata lui, o, oh, ce cuvânt greu! Și vei spune, pe păi Dumnezeu ne cere să urâm, dacă te desparte de Dumnezeu. Vedeți că cea mai mare parte a omenirii, păi nu pot, cam copii. Mă țin copii. dar ce copii ți-a dat Dumnezeu să se despartă de Dumnezeu sau să se aducă la biserică? Și atunci, vedeți, nu vă strângeți comori, depinde ce comoară ți-ai strâns. Păi vice, vedeți, comoara care trebuie să o adunăm noi, e mântuirea noastră și mântuirea copiilor noștri. Și spune, adunați-vă comori în cer. Unde vrem să meargă comoara? Ce merge cu noi în cer? Merge cu noi casa, mașina, averea, contul de la bancă? Nu, dar copiii merg. Atenție că merg cu noi. Și atunci spune, aia adevărata comoară în sufletele celor care Dumnezeu i a dat să pune în credința. Strângeți-vă comori, că zice, unde este comoara ta, acolo e și inima ta. Fiecare dă ce are. Zice, omul vorbește din prisosul inimii lui. Din prisosul inimii lui, inimii vorbește gura. Dacă omul are pe Domnul Isus, dacă el este legat de Dumnezeu, de acolo, din comoara inimii lui, se va vedea. Dacă nu este comoara lui, Domnul Isus, se va vedea altceva. De aceea, vedeți cât de important este ca să știm ce fel de comori ne adunăm. Când vom pleca de pe Pământul acesta, toate le vom lăsa. Dar comora cea mai de preț este scrisă în Biblie. Spune Mântuitorul cu pilda cu Mărgăritarul cel de preț. Când negustorul s-a dus și n-a cumpărat Mărgăritarul, a cumpărat tot ogorul unde era Mărgăritarul acela îngropat. Domnul Isus e comora cea mai de preț. Cine l-a aflat pe Domnul, a aflat averea cea mai mare. Cine l-a primit pe Domnul, s-a îmbogățit cu adevărat. Cine nu, sărac e și aici, sărac va pleca și în veșnicie. Să ne ajute Domnul să începem postul acesta așa cum ne cere cuvântul lui Dumnezeu, să ne sfințim. E un cuvânt greu ăsta, să știți, a te sfinți. A te sfinți este egal cu sfințenia. Să ne sfințim viața noastră prin purtarea noastră, prin felul nostru de a fi, prin sfintele taine ale Lui Dumnezeu care ne pot sfinți, prin cuvântul Lui Dumnezeu, prin stăruința noastră în rugăciune, ca să putem să avem parte de împărăția slăvită a Lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, Așa cum știți, în postul mare este o perioadă mai deosebită de rugăciune, o perioadă în care Biserica ne cheamă la o stare mai deosebită. Nu că după ce ieșim din post trebuie să fim altfel, nu, dar acum e o perioadă, cel puțin pentru cei credincioși, este o perioadă mai aprinsă și de rugăciune, și de postire, și de milostenie, și de cercetare a sinelui nostru. De aceea e un program mai deosebit în toate bisericile noastre ortodoxe. Așa cum ne-am obișnuit și mulțumim lui Dumnezeu că putem anul acesta, mă gândesc chiar s-a împlinit un an sau a trecut un an de când au închis bisericile, mulțumim lui Dumnezeu că suntem din nou în casa Domnului și nu s-au impus iar alte restricții și alte nebuni. Începând de săptămâna aceasta, în fiecare vinere, cum știți, se face Sfântul Maslu, Începând cu ora două jumătate se face Sfânta Liturghie, apoi se citesc molitele Sfântului Vasile, după care se face taina Sfântului Maslu. Rugămintea cea mai mare, și am spus-o dintotdeauna, măcar în vinerea aceea, cei care nu țineți tot postul, măcar în vinerea aceea nevoiți-vă să țineți post cu adevărat, pentru că molitele Sfântului Vasile nu sunt niște rugăciuni care le citește preotul, sunt niște rugăciuni atât de puternice încât e nevoie ca toți cei care suntem acolo să postim. Deci vă așteptăm în fiecare vinere. De asemenea, miercurea dimineața, eu fac liturgia la bisericuță. Care doriți, care aveți dragoste să va nevoi și miercurea, de la șapte jumătate până la ora nouă jumătate, se săvârșește liturgia darurilor, liturgia Sfântului Grigorie, dialogul papă al Romei, care se face decât în postul mare. Tot așa, în fiecare sâmbătă ați văzut că în calendare trecută pomenirea morților, o parte dintre dumneavoastră mai a spăstrat, o parte mai a uitat. În fiecare sâmbătă se aduce, acolo la începutul postului, până mierc sau miercuri, cel târziu mă a găsit la biserică, vă aduceți pomelnicile borcănașul cu grâu, care e slujit din de șase săptămâni în biserică, și apoi în joia mare se face din el colivă și pomenire pentru toți cei adormiți și plecați în veșnicie. Care doriți, care vreți și vă îndemn să o facem, pentru că este bine să ne aducem aminte de cei plecați dincolo, pentru că și asta e o milostenie, să știți. E o faptă a milosteniei. Pentru cine? O rugăciune care o faci pentru cei plecați în veșnicie. Moș, strămoși, Dumnezeu știe pe fiecare care avem acolo în neamurile noastre să îi pomenim. Tot așa, așa cum o mare parte ați obișnuit, vinerea ținem post negru. Vinerea o să vin ceva mai devreme în biserică, ora jumătate sunt aici, care doriți veniți la spovedit vă spovediți la începutul postului, ne împărtășim cu post negru în fiecare vinere, la ora trei jumătate când este ora împărtășaniei, și apoi în fiecare vinere, cei care puteți, care vă țin, știu eu, vă permite sănătatea, să ne împărtășim de fiecare dată cu post negru în vinerile din postul mare. Sunt multe de spus, să pornim la post, să plecăm cu smerenie, să plecăm cu credință, începe un urcuș de 40 de zile, ca printr-o pustie. Să vedeți că la mijlocul postului este o fântână mare, crucea Domnului. Și rând pe rând ne presară Domnul așa, cât un popas duhovnicesc în care să ne întărim pe calea frumoasă a mântuirii și a postirii noastre. Să ne ajute Domnul tuturora să ajungem la slăvita înviere, să cântăm din toată inima, nu din gură, o repet, nu din gură, din inimă, să cântăm atunci că a înviat Domnul Iisus, și să dintr-o inimă născută din nou și din niște oameni cu adevărat înviați prin cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze, să ne ajute la lucrurile acestea. După amiază, așa cum știți, la trei fără un sfert, vă aștept la adunare, este bucurie, este pace, nu irosiți vremea, nu pierdeți timpul, este ziua Domnului, alergați aici la adunare să putem să dobândim comoara cea mai de preț a împărăției lui Dumnezeu. Ne punem la rugăciune acum. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită cine izbăvește de cel viclean. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te cea plină de dar, Marie! Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși de acum și până în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea e Tatăl, scăparea mea e Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, prea sfântă treime mărire ție, Domnului să ne rugăm. Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, unule născut Fiule și cuvântul Tatălui, care ai rupt toată legătura păcatelor noastre prin patima Ta și ai suflat în fețele Sfinților Apostoli și le-ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele iertate vor fi și cărora le veți sine ținute vor fi. Tu, Stăpâne, prin Sfinții Tăi Apostoli, ai dărui și preoților care slujesc cele sfinte în Sfânta Biserică să ierte păcatele pe pământ, să lege și să dezlege toată legătura nedreptății, deși acum te rugăm pentru robii și roabele tale care stau înaintea ta, dă-le, Doamne, mila ta și rupe de la ei orice legătură este asupra lor de blesteme sau de vrăji, de farmece sau de lucruri necurate, curățește-i, iartă-i, dezleagă-i pe ei, și orice au vorbit din neștiință sau nebăgare de seamă, sau dacă din slăbiciunea lor sufletească au lucrat, Doamne, cel ce știi, neputința omenească, ca un bun și iubitor de oameni stăpân, toate păcatele, cele de voie și fără de voie, iartă robilor tăi, că Tu ești Dumnezeul nostru și ție mărire ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu al său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru că este ziua intrării în post, dacă v-am greșit cu ceva, să mă iertați, mă plec în fața dumneavoastră, să ne iertăm unii pe alții, din toată inima să ne dăm iertare unii altora, ca și Tatăl nostru Ceresc să ne poată primi în brațele Lui. Amin. Slăviți să fie Domnul Isus.